Această poveste incredibilă a început în munții Northern Reach, unde o cabană solitară se afla la marginea unei păduri străvechi. În urmă cu 20 de ani, Thomas Erickson a renunțat la cariera sa de succes ca arhitect în oraș pentru o viață retrasă în munți. Acum, la 55 de ani, avea o sănătate robustă, iar mintea sa ascuțită era însoțită de păr argintiu și riduri care sugerau anii petrecuți sub cerul liber. În fiecare dimineață, Thomas se trezea odată cu primele raze de soare, pășea pe micuța veranda cabanei sale și respira aerul proaspăt de munte. Casa lui era simplă, dar confortabilă. Pereți din lemn, o sobă veche și câteva rafturi tapetate cu cărți despre natură și viața sălbatică. Pereții erau împodobiți cu hărți ale zonei înconjurătoare, desenate de el de mână, și cu fotografii ale animalelor sălbatice pe care le prinsese de-a lungul anilor. Thomas își câștiga existența vânzând ierburi medicinale culese din munți și, ocazional, conducând excursii în natură pentru cercetători. Dar cea mai mare parte a timpului și-o petrecea singur, cufundat în ritmurile și secretele sălbăticiei. Știa când sosesc primele păsări primăvara, unde cresc cele mai rare ierburi și cum să citească urmele animalelor pe sol umed. Primăvara aceasta a fost neobișnuit de rece. Zăpada a rămas în munți mai mult decât de obicei, iar gerul nocturn a împins animalele să caute adăpost mai aproape de vale. Thomas a observat că multe animale își modificaseră traseele obișnuite, coborând de pe versanții mai înalți în căutare de hrană. Într-o zi înorată de aprilie, Thomas a pornit spre locul său preferat de pescuit, un mic lac de munte înconjurat de pini seculari. Și-a luat cu el vechea cutie de pescuit, câteva undițe și un termos cu ceai fierbinte. Aerul umed învăluia pădurea, iar norii grei atârnau atât de jos încât atingeau vârfurile copacilor. În timp ce mergea pe cărarea cunoscută, atenția i-a fost atrasă de urmele neobișnuite de pe solul umed. Urme de lup, dar nu de la un adult. Acestea păreau să aparțină câtorva pui mici. Acest lucru era ciudat, deoarece puii de lup stăteau de obicei aproape de bârlogul lor la o vârstă atât de fragedă. Thomas a decis să investigheze. Urmărind urmele, a observat semnele de suferință ale animalelor. Urmele erau împrăștiate, ca și cum puii ar fi căutat ceva sau pe cineva. Un scâncet slab i-a atras brusc atenția. Sunetul venea de sub un pin mare căzut, unde rădăcinile acestuia formau un adăpost natural. Cu grijă, Thomas s-a apropiat de sursa sunetului. Uitându-se sub rădăcini, a găsit 6 pui de lup micuți, strânși împreună. Abia aveau ochii deschiși, iar trupurile lor mici tremurau de frig. Judecând după mărimea lor, nu aveau mai mult de 2 săptămâni. Fiind un urmăritor priceput, Thomas a început să caute în zonă semne ale mamei lup. În mod normal, ea nu și-ar fi părăsit puii pentru mult timp, mai ales la vârsta asta. Ceva trebuie să se fi întâmplat, iar Thomas era hotărât să afle ce. A petrecut următoarele câteva ore observând bârlogul de la o distanță sigură. Dar mama nu s-a mai întors. Thomas a decis să-și extindă căutarea, plecând în spirală de la vizuină. La al treilea tur, a găsit ceea ce se temea. Cadavrul mamei lup zăcea la baza unei stânci, la aproximativ o jumătate de kilometru de vizuină. Urmele din jurul ei spuneau o poveste tristă. Ea căzuse victimă braconierilor. În apropiere se aflau cartușe goale, iar trupul ei prezenta multiple rând de glonț. Probabil încercase să fugă, dar nu reușise să scape. Furia a crescut în pieptul lui Thomas. Braconajul era o problemă gravă în această zonă, în ciuda eforturilor autorităților. El raportase de multe ori incidente similare Serviciului de Protecție a Faunei Sălbatice, dar nu erau suficienți rangeri pentru a patrula o zonă atât de vastă. Întorcându-se la vizuină, Thomas știa că trebuie să ia o decizie. Fără mama lor, puii erau condamnați, prea tineri pentru a supraviețui singuri. În același timp, știa că preluarea lor era o responsabilitate uriașă. Animalele sălbatice necesită îngrijire specială și nu exista nicio garanție că vor supraviețui. După lungi deliberări, Thomas a decis să le ajute. S-a întors la cabana sa și a început să se pregătească pentru noul său rol de gardian. Avea multe de învățat, cum să hrănească corect puii atât de tineri, cum să aibă grijă de ei fără să-i domesticească prea mult. În următoarea săptămână, Thomas a amenajat un mic adăpost lângă vizuină pentru a-i proteja de ploaie și vânt. A adus o formulă specială pentru căței din cel mai apropiat oraș și a hrănit puii cu o sticlă la fiecare câteva ore. Treptat, puii au început să se obișnuiască cu prezența lui. Thomas a observat că fiecare avea o personalitate unică. Cel mai mare pui, pe care l-a numit North,
era întotdeauna primul care se apropia de biberon. Blana lui Alb Argintie ieșea în evidență printre frații lui. Mist, cu blana ei neobișnuit de griful muriu, era cel mai precaut. Aștepta ca ceilalți să înceapă să mănânce înainte de a se apropia, ochii ei studiind constant împrejurimile cu suspiciune. Shadow, cel mai brunet dintre pui, a dat dovadă de o inteligență surprinzătoare. A învățat repede să recunoască pașii lui Thomas și începea să scâncească înainte ca acesta să ajungă la vizuină. Blana lui închisă la culoare se amesteca perfect cu umbrele. Luna și-a primit numele de la o pată albă unică de pe piept, care seamănă cu o semilună. Era cea mai mică, dar compensa cu o energie debordantă, trăgând adesea de coada fraților ei în joacă. Storm, fidel numelui său, avea o fire agitată, explorând mereu zona din jurul vizuinii și strecurându-se în locuri neașteptate. Thomas trebuia să supravegheze îndeaproape puii pentru a-i feri de probleme. Eho, ultimul dintre pui, avea un talent uimitor pentru mimarea sunetelor. A fost primul care a învățat să urle, imitând haitele de lud îndepărtate, și adesea încerca să imite cântecele păsărilor. În fiecare zi, puii deveneau mai puternici. Thomas le-a extins treptat teritoriul, învățându-i cum să găsească locuri sigure și să evite pericolele. Înțelegea că într-o zi vor trebui să se întoarcă în sălbăticie și încerca să-i pregătească pentru o viață independentă. Când puii au împlinit 2 luni, a început să le introducă mâncare solidă. Le aducea peștișori pe care îi prindea în lac și îi învăța să vâneze șoareci. Puii s-au dovedit a învăța repede, deși primele lor încercări de vânătoare erau adesea comice. La 3 luni, îl însoțea un mod regulat pe Thomas în ieșirile sale zilnice. Au învățat să se miște în liniște, să urmărească vântul și să recunoască urmele altor animale. Instinctele lor deveneau din ce în ce mai puternice, spre deliciul lui Thomas. Într-o zi, în timpul unei partide de pescuit, Thomas a fost prins într-o furtună puternică. Vizibilitatea a scăzut la aproape zero, iar potecile au fost spălate. Și-a pierdut orientarea și nu a mai putut găsi drumul înapoi. Atunci cățelușii și-au arătat loialitatea pentru prima dată. L-au găsit pe Thomas după mirosul său și l-au ajutat să-l conducă înapoi la cabană. Altădată, a observat urme de urs lângă traseul său obișnuit. Puii au devenit brusc atenți și i-au blocat calea, împiedicându-le să meargă mai departe. Mai târziu, a descoperit că o mamă ursoaică și puii ei își făcuseră o vizuină în acea direcție. Dar cel mai dificil test îl aștepta încă. În acea seară, Thomas își strângea echipamentul de pescuit lângă lac când a observat că lupii se comportau neobișnuit. De obicei jucăuși și lipsiți de gris, acum erau nervoși, încercând să-i atragă atenția. După ce a numărat, Thomas și-a dat seama că Eo lipsea. Cei 5 pui l-au condus pe Thomas mai adânc în pădure, îndrumându-le spre o râpă adâncă, surpată de un copac masiv căzut. Mai jos, un pârâu de munte, umflat de ploile recente, răgușea furios. Eo rămăsese blocată, încurcată în rădăcinile copacului căzut, orice mișcare greșită amenințând cu căderea în apa învolburată de mai jos. Micul lup era speriat și epuizat, în mod clar aproape de limita sa. Thomas știa că trebuie să acționeze rapid, dar cu prudență. A început să se miște încet de-a lungul trunchiului alunecos, fiecare pas fiind însoțit de scârțâitul amenințător al lemnului vechi. Ceilalți lud îl priveau de la marginea râpei, cu ochii strălucind în lumina stinsă. Când a ajuns la Eo, Thomas a văzut că situația era chiar mai precară decât crezuse. Labele lui Eo erau încurcate într-o rețea de rădăcini, iar pentru a le libera era nevoie de precizie maximă. Orice mișcare bruscă se putea solda cu un dezastru. Încet și metodic, Thomas a încercat să elibereze cățelul. Mâinile îi tremurau de tensiune, iar sudoarea îi curgea pe frunte, în ciuda aerului răcoros de seară. Eo părea să înțeleagă gravitatea momentului și încerca să nu se miște. În cele din urmă, ultima rădăcină a fost desfăcută, iar Thomas a ridicat cățelul în brațe. Acum urma partea cea mai dificilă, să traverseze trunchiul alunecos al copacului cu animalul înspăimântat în brațe. Fiecare pas era o provocare, dar nu exista cale de întoarcere. Când, în sfârșit, au ajuns în siguranță, ceilalți lud au roit în jurul fratelui lor. Îl lingeau, se văitau și îl strângeau în brațe, ca și cum nu le venea să creadă că a fost cu adevărat salvat. Deși epuizat, Eo răspundea cu scâncete ușoare. Apoi, s-a întâmplat ceva remarcabil. Lupii și-au ridicat capetele și au început să urle. A fost primul lor urlet de lup adevărat,
purtând nu doar bucurie și regăsire, ci și o notă de recunoștință pentru protectorul lor uman. Thomas stătea în picioare, fermecat de moment. Luna arunca o strălucire argintie peste luminiș, făcând lupii să pară aproape eterici. Vocile lor s-au amestecat într-un singur cântec, răsunând în pădurea nopții. Din acea zi, legătura dintre Thomas și Lud a devenit și mai puternică. Aceștia au continuat să învețe de la el, așa cum și el a învățat de la ei. Lupii au crescut, devenind mai puternici și mai independenți, dar nu l-a uitat niciodată pe omul care le-a salvat viața. Lunile au trecut, iar lupii au ajuns aproape la dimensiunea unor adulți. Au învățat să vâneze pe cont propriu și au început să rătăcească mai adânc în pădure, uneori pentru zile întregi. Thomas știa că va veni ziua în care se vor întoarce în sălbăticie. Într-o dimineață, ei nu au mai venit la cabana lui ca de obicei. Thomas nu și-a făcut gris. Știa că această zi era inevitabilă. Lupii deveniseră adevărați membri ai sălbăticiei, iar locul lor era acum printre rudele lor. Dar nu au dispărut cu totul. În unele nopți întunecate, Thomas le putea auzi urletele în munți. Nu mai erau strigătele nesigure ale puilor, ci vocile puternice și autoritare ale lupilor adulți. În acele momente, inima îi se umplea de mândrie și de un dram de tristețe. Într-o dimineață de iarnă, când pădurea era acoperită de un strat gros de zăpadă, Thomas a observat urme de lup în jurul cabanei sale. Urmele erau proaspete și erau multe. Se părea că o haită întreagă îi încercuise casa în timpul nopții. După mărimea și forma urmelor, Thomas și-a recunoscut lupii, acum adulți. Câteva luni mai târziu, odată cu sosirea primăverii, Thomas a văzut că foștii săi Lud își formaseră propria haită. Uneori îi zărea de la distanță, vânând în vale sau odihnindu-se în poieni însorite. Nort devenise liderul, blana lui alb-argintie ieșind în evidență printre ceilalți. Mist își găsise un partener, un lup cenușu mare dintr-un teritoriu învecinat, iar Thomas o privea cum își învăța puii să vâneze vânat mic, folosind aceleași tehnici pe care el o învățase cândva. Priveliștea i-a umplut inima de o bucurie profundă. Shadow alesese o cale solitară, dar adesea se alătura haitei pentru vânătorile importante. Blana sa întunecată îi permitea să se amestece perfect în amurg, făcând din el un vânător de neegalat. Ocazional, își lăsa animalele ucise la granița teritoriului lui Thomas, ca și cum și-ar fi împărtășit succesele cu tatăl său adoptiv. Luna și Storm au rămas o pereche inseparabilă, munca lor în echipă la vânătoare fiind o minune de urmărit. Lui Thomas îi plăcea să observe această pereche prin binoclu, admirându-le îndemânarea. Echo, puiul pe care îl salvase cândva, a devenit un fel de punte între lumea lupilor și cea a oamenilor. Era singurul care se apropia ocazional de cabana lui Thomas, ca și cum l-ar fi verificat pe vechiul său prieten. Într-o iarnă, în timpul unui anotimp deosebit de aspru, Thomas s-a îmbolnăvit. Rămăsese fără lemne de foc, iar o febră puternică îl împiedica să se aventureze afară pentru a aduna mai multe. În timp ce stătea întins în cabana sa, învelit în toate păturile pe care le avea, a auzit un sunet familiar la ușă. Era Eo, iar el nu era singur. Toți cei șase Lud se adunaseră în fața cabanei sale, urletele lor neliniștite răsunând în pădure. Urlau în continuu până când vocile lor au atras un ranger care patrula prin apropiere. În acest fel, lupii pe care Thomas îi salvase cândva au venit să-și salveze tatăl adoptiv de un pericol mortal. Din acea zi, lupii au devenit gardienii neoficiali ai zonei. Îi descurajau pe braconieri, îl avertizau de apropierea prădătorilor și chiar l-ajutau pe Thomas să găsească plante medicinale rare, simțind instinctiv mirosul lor în iarba deasă. Anii au trecut. Thomas a îmbătrânit, dar a continuat să trăiască în cabana sa, păstrând o legătură tăcută cu lupii săi. Și ei au îmbătrânit. Blana lor și-a pierdut din strălucire. Mișcările lor au devenit mai lente, dar loialitatea lor a rămas neclintită. O nouă generație de Lud, descendenții ai puilor pe care Thomas îi salvase, a ajuns să considere teritoriul din jurul cabanei sale drept casa lor. Au moștenit de la părinții lor respectul pentru omul care a trăit printre ei. Chiar și acum, mulți ani mai târziu, lupii din Northern Reach încă pot fi auziți urlând, un cântec obsedant care spune povestea unui om care le-a devenit tată, protector și prieten. Vocile lor poartă o poveste de dragoste, loialitate și protecție reciprocă care va dăinui atât timp cât pădurea străveche va dăinui.